Stau și mă întreb, oare ce s-ar întâmpla dacă ar da și la noi un cutremur de 7,5? Eu dețin un apartament care, din ce am citit eu în raport, cred că este din 1920, deci blocul care are 100 de ani. Din ce am discutat cu administratora, ar fi din 40 plus minus. Dar eu cred că din raport e mai vechi de 40, adică apropo de ce am citit în acel raport. Și uite așa, el și-a luat în freză două cutremure mari. Unul în 40, unul în 77, teoretic încă unul prin 80 ceva, dar nu la fel de intens. Astea două au fost cele mai periculoase, 1940-1977, și nu are defecte structurale și are risc seismic 2. Și sunt multe clădiri care au risc seismic 3. În Turcia a fost un cutremur de 7,5 și au căzut inclusiv blocuri noi care erau proiectate să țină la minim 8 pe scara Richter. Și sunt revolte mari. În România, orice fotbalist care nu știe să scrie, orice, nu știu cum să-i spun, care avea să facă și el bani, s-a apucat să facă blocuri, rabat la calitate, făcute pe câmp. Veneția, cum îi spun unii, în Militar Residence, era un TikTok, ce fraier sunt românii ăștia, se duc la Veneția când Veneția vine la noi când plouă, respectiv în... Erau prin Ilfov, de asemenea, a plouat și le-a intrat la oameni apa în casă, canalizarea nu mai făcea față. Deci, alea sunt blocuri jalnice. Eu cred că dacă vine un cutremur de 7,5 ca în Turcia, repet, cred, nu știu ce se va întâmpla. Cred, este o părere. Cred că o să cadă alea noi, la fel ca alea vechi, dacă nu și mai rău. Ok, sunt clădiri cu risc de prăbușire, risc 1, se și vede că au fisuri, sunt vai de capul lor. Dar sunt și clădiri cu risc 2 și risc 3 care nu au niciun fel de defect. Sau sunt clădiri neexpertizate. Aș putea să spun că dacă ar fi să cumpăr astăzi un apartament în București unde m-aș simți în siguranță, aș cumpăra un apartament făcut între anii 1980 și 2000. După 2007 cel puțin, am dubii mari. Pentru că cred că s-au făcut doar de dragul profitului, nu s-au respectat multe lucruri și am discutat cu oameni care lucrează în domeniu și îmi spuneau că este jale la recepții și că se refuză și se mituiesc recepțiile și vă dați seama cam ce ar implica treaba asta în cazul unui cutremur major. De bine sunt și oamenii, respectiv cumpărătorii, pentru că vor ieftin, ieftin, locație bună să facă afacere. Și dezvoltatorii, clientul nostru, stăpânul nostru, facem cum zice clientul, ieftin și bun. Nu se poate. Probabil că sunt anumite zone dezvoltatori premium care vând la prețuri premium, care poate că și-au făcut temele și au respectat legislația, deci sunt și astfel de dezvoltatori, dar marea majoritate eu cred că vor avea probleme mari în fața unui cutremur. Asta se întâmplă astăzi în Turcia. Sunt revolte pentru că acele clădiri noi au căzut la fel ca alea vechi. Și mi-e teamă că asta se poate întâmpla și la noi. Adică, nu știu, în România cel puțin blocurile făcute, nu știu după ce standard de proiectare, am văzut blocuri din 73, 80, 85, n-au o fisură. În mod evident este doar părerea mea, dar aș fi foarte sceptic dacă ar fi să-mi cumpăr astăzi un apartament nou în București sau în zona Moldovei unde este risc seismic. Sunt foarte curios voi ce părere aveți. Ne vedem în următoarele episoade.